spuneai că unii oameni consideră că sunt plictisitoare. Păi îți spun eu, niște meciuri de Liga 1 plictisitoare, de te doare când te uiți la televizor să le poți urmări 90 de minute. Tenisul de masă este sport olimpic. Spuneai că ăsta este visul tău suprem, să ajungi să joci acolo. Cum suntem în momentul ăsta? Cum ești tu? Încă poți ajunge la Paris? Te poți califica? La Paris nu. Dar în 2028, sigur, okay, mă gândesc că voi ajunge. La acum Paris nu, pentru că încă ai echipa mare. Este okay, echipa mare care merge. Uh-huh. Și de asemenea au locul 5 la Olimpiada trecută, la echipe. Uh-huh. Deci eu zic că pot duce fetele o medalie. O medalie, da. Uh-huh. Pentru că ăsta este visul tuturor. Și da, în 2028. Următoarea echipă. Tu ești da, noua generație. Cum, exact, cum ești văzută în grupul ăsta de fete? Cum simți că te-au primit, te-au integrat? M-am integrat bine. Acum. Sora mai mică așa, nu? Da. Cred că m-am integrat eu bine. Și vreau să fiu acolo, aproape de ele. Să le suflu în ceafă, aș putea spune. Spune-mi puțin, cum vorbeam de treaba asta, generația David Popovici, generația voastră, oamenii care au venit în sport cu un alt aer, așa. Pe de altă parte, se mai spune că sunteți generația TikTok, sunt tot felul de ștampile care vi se pun. Ideea pe care, na, trebuie să o scot eu în evidență aici, e că impresia multora e că generația voastră nu se mai duce la sport. Da. Spune-mi un pic cum e în jurul tău, așa, cum simți colegii, bine, tu ești la un liceu sportiv, lumea face sport, dar mai extins așa un pic, simți că oamenii sunt apropiați de sport, tinerii? Din ce văd eu, nu consider că sunt atât de apropiați de sport. Okay. De sport. Plus că părinții ar trebui să-i ducă pe cei mici să-i asculte, dacă, de exemplu, mie mi-a plăcut tenisul, cum era să zică nu te duci la tenis, te duci la fotbal. Sau nu te duci la nimic. Sau nu te duci la nimic. Pentru că transpiri și răcești. Doamne ferește. Da. Acum cu tabletele, telefoanele, nu știu, mie nu mi se pare ok, dar îi îndemn să-i ducă la sport, pentru că, după cum am spus, îi ajută și pe ei ca oameni, nu numai ca sportivi. Tu cum te descurci cu social media, cu ce ne mai mănâncă nouă timpul, zi cu zi, așa. Da, încerc să mă promovez, cred că asta pot spune, încerc să mă promovez pe Instagram, că eu sunt mai mult cu Instagram-ul, nu așa mult cu Facebook-ul. Instagram-ul Facebook-ul e pentru bătrâni. Nu. N-am vrut să spun așa. Asta. Am și Facebook, dar îl țin pentru oamenii mai mari acolo. Uh-huh. Dar mai mult cu Instagram-ul sunt. Nu sunt atât de mult cu TikTok-ul, YouTube-ul. Pierd timp când stau să mă uit pe YouTube sau pe Netflix. Mm-hmm. Deci, ai senzația asta, nu? Că îți mănâncă timp, că mănâncă din concentrare. Da. Înainte de meciuri, de competiții, îți închizi telefonul? Sau? Nu sunt atât de strictă cu mine. Așa, nu? Ca nu. David Popovici, care spunea că și-a luat un telefon din ăsta cu butoane, tocmai ca să nu mai aibă aplicații pe el. Nu știam chestia asta, dar eu nu sunt atât de strictă cu mine. Mm-hmm. Nu, mă uit și eu la un film înainte de, nu știu, de un concurs. Nu mi-impun să nu mă uit sau să pierd mult timp pe... Încerc să nu pierd atât de mult timp pe telefon, de fapt. Asta este ideea. Mai ai niște ritualuri speciale, așa, ca să te motivezi, să ai o stare bună? Înainte de meci? Da. Nu știu, urmărești podcast-uri, treburi din zona asta, așa? Nu, în general, dacă știu cu cine urmează să joc, pot să caut pe YouTube jucător sau pot să mă uit la mine în telefon dacă mi-a mai filmat niște meciuri, să analizez. Analizez împreună cu antrenorul să găsim o tactică bună, asta înainte de meci. Și, nu știu, acum poate mai pun eu niște muzică în căști, dar nu am cine știe ce tabieturi. Adică reușești să te ții concentrată, nu? Da. Partea cu psihologia, spuneai că ai o persoană care te ajută în partea asta, cam ce presupune? Presupune să vorbesc foarte mult cu ea. Deci, v-am zis, cu doamna Mioara, ea a venit în 2014 la noi, la Constanța, și e un om senzațional, pentru că este foarte puternică și îmi dă și mie puterea asta. Mă ajută pentru că, după cum am spus, îmi înțelege, ea este și psiholog sportiv, înțelege emoțiile prin care trec eu, stările pe care le am atunci când joc, atunci când sunt fericită după o victorie, când este euforia aia maximă, sau când
este o înfrângere mai grea de trecut peste, ea este acolo mereu pentru mine. Să vorbești cu ea. Să, exact, să mă descarc, simți. Să mă descarc. Uh-huh. Și cum ești după o înfrângere, de exemplu, te ține mult, te afectează? Mă cam afectează, da, dar trebuie să mergem mai departe. Dar poți să vorbești despre asta, adică da, discuți liber. Pentru că și de acolo am ceva de învățat. Uh-huh. Și din victorie, dar și să câștigi mereu, devine se deja... mai schimbă lucrurile. O fi așa, da, și la fotbaliști, acum, cu noua generație, e posibil. Dar cu generația asta mai din urmă, să știi că nu era așa. Uite, îmi povestea Borceanu, fostul capitan de la Steaua, de la FCSB, că în grupul lor era o rușine să vorbești despre emoții sau despre ce simți după meciuri. Și spunea cum la final de carieră strânsese așa un bagaj, de un sac mare de emoții nerezolvate, care se vedeau inclusiv la interviurile după meci. Ei sunt foarte încrâncenați, așa, foarte încruntați, nu comunică, supărați și pe suporte și pe presă și pe toată lumea. Nu cred că este atât de bine să ții în tine și după să răbufnești. Mai bine te descarci pe moment, știi că ești și devii tu bine cu tine. Uh-huh. Nu-ți ia atâtea emoții în tine. E posibil ca generația asta a voastră, care au avut acces mai mult pe la YouTube-uri, pe la podcast-uri, da, să gândească diferit. Mi-ai povestit de farul de Gică Hagi. Spune-mi ce înseamnă pentru tine farul. Am jucat pentru farul înainte. Am jucat și pentru LPS, acum vreau să mulțumesc clubului meu CSM Constanța, este nou înființat anul trecut, la care joc și pe care îl reprezint, mă ajută extrem de mult și dânsii. Farul, după cum am spus, am jucat pentru Farul, nu m-am așa bine cu fotbalul, dar sunt suporter clar Farul, da, și după acest meci, după lovitura de deschidere. Da, este Constanța. Da, adică simți că reprezintă, exact, orașul și Doamne ajută să vă facă și stadionul acolo la Constanța. Înțeleg că mai întârzie un pic niște hârtii, niște procese. În Constanța, în general. Întârzie. Puțin șantier, cam peste tot. Nu s-a rezolvat, că asta vară era ceva rău acolo. Da. Tot la fel de tot rău. La fel? Nu s-au așa, mie așa mi se pare. Nu știu, mereu când plec în concursuri, mereu mă gândesc, când vin acasă, sper să văd totul mult mai bine și nu prea se întâmplă asta. Chiar mi se pare că prin Constanța un drum astă vară mi-a luat mai mult decât mi-ar fi luat prin București. Și Bucureștiul la nivelul trafic e campion. Da, dar cazinoul arată bine acum. L-au terminat? Nu cred că l-au terminat complet. Nu l-au terminat complet, dar va arăta, cred eu, foarte bine. Ești genul de constanțean care nu merge la mare, la Constanța? Da. Da? Nu, vara, nu, pentru că sunt și foarte rea de căldură, nu știu, nu m-am așa bine cu soarele, oricum. E prea accesibil acolo, de asta. Da, adică se cred că așa. Oricine care e la mare, mă gândesc că își dorește mai mult la munte, de exemplu, eu așa sunt, îmi place mai mult muntele, mm-hmm, și cei de la munte vor la mare. Mm-hmm. Da. Dar nu te duci la mare în Bulgaria sau în Grecia? Nici asta? În Grecia, da, n-am fost încă, dar îmi doresc să ajung, mi-aș dori. Bulgaria, na, e mare la noi, e aceeași mare. E aceeași mare, dar chiar nu merită. Nu, mă duc să fac pregătire fizică, în schimb, acolo, când nu e atât de cald. Îți mai permite timpul să mai ai și alte pasiuni? Mai faci și altceva în timpul liber? Acum, ușor, ușor, cred că am început să mă descoper, terminând anii de juniorat. Și multe lucruri, nu, în afară de, nu știu, plimbări în natură, sunt fan plimbări în natură, citit și mers la facultate mai nou. Cărți multe de dezvoltare personală. Și mă pasionează mult și spiritualitatea. Îmi plac cărțile de genul. Treabă bună. De Netflix, de ceva, mai e loc? Mai este loc și de Netflix. Nu pot să fiu ipocrită să zic că nu mă uit la Netflix. Nu mă uit pe Netflix. Dar încerc să nu mă uit atât de mult timp. Seriale, filme. Pe final, spune-ne, te rog, ce urmează în cariera ta? Unde te putem urmări? Unde putem veni să te vedem jucând? Da, pe federație mereu se fac anunțuri cu unde și cum. Pe site-ul federației, pe social media? Da, okay. Unde și federația are un rol foarte important și federația ne ajută foarte mult. Urmează pentru mine, cum v-am spus, categoria de seniori. Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să înceapă. Deci 2024 e an decisiv
pentru... Un nou început. Un nou început. Se deschide un nou capitol. Uh-huh. La seniori și sper să auziți cât mai mult de mine și să duc steagul României cât mai sus. Perfect. Și ca obiectiv, așa, ce ți-ai propus pentru anul viitor? Obiectivul suprem, am înțeles, 2028, Olimpiada. Da. Unde se ține? LA, dacă nu mă înșel. Oh, în LA, da. Bun, bun. N-ai cum să lipsești de acolo. Nu. Ar fi păcat. Acum Paris s-a mai văzut. Da, da, da. E mai accesibil. Da. Pe termen mai scurt, așa, 2024, cam ce obiectiv ți-ai propus? După cum am spus, am ca obiectiv titlul de la Europene de anul viitor, din ianuarie, cel de la tineret, să-l recâștig. În Macedonia, da? În Macedonia, da. La finalul lunii, 24-28. Și momentan, după cum am spus, acesta este concursul la care mă concentrez cel mai mult. Uh-huh. După care vom vedea. Următorul mondial când va fi? Cel din în martie, dacă nu mă înșel. Asta e în Coreea, unde mondialele spune de seniori. Da. Ai șanse la aur, la următorul mondial? Simți asta? Nu. Stai un pic, la seniori, da, la seniori, vorbim de altceva. Mă gândeam că ai jucat finala, dar ai jucat-o la sub 19. La junior, da, acolo. Deci că un aur mondial urmează. Mai 2025-6. Câțiva ani. Ok. Bun, mult succes îți dorim, Elena Zaharia, să auzim multe de tine și să ți îndeplinești obiectivele. Mulțumesc foarte mult că ai fost prezent în emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. Pe curând!